Bună ziua, dragii mei! Vă propun să rezolvăm două probleme din varianta model de la Evaluarea Națională a elevilor de clasa 8-a, dată în anul 2021-2022. Cunoștințele necesare pentru rezolvarea acestor două probleme sunt la nivelul clasei a 6-a. Să facem cunoștință cu cei doi copii care ne vor însoți pe parcursul acestui material. Bună, Andrei! Bună, Sara! Să vedem și enunțul problemei. În figura alăturată, unghiurile MON și POQ sunt unghiuri opuse la vârf, iar semidreptele OA și OB sunt bisectoarele lor. Trebuie să calculăm măsura unghiului AOB. Să vedem rezolvarea acestei probleme. Știm că unghiurile MON și POQ sunt unghiuri opuse la vârf din ipoteză. Să notăm această relație cu 1. Atunci rezultă că cele două unghiuri vor fi unghiuri congruente, deci vor avea măsurile egale. Deci măsura unghiului MON va fi egală cu măsura unghiului POQ. Și ca să ne fie mai ușor în rezolvare, să notăm egal cu 2x grade, aceasta să fie relația 2. De asemenea, din ipoteză știm faptul că OA este bisectoarea unghiului MON. Bisectoarea unui unghi împarte unghiul în două unghiuri congruente, deci înseamnă că unghiul MOA va fi congruent cu unghiul AON, și măsura unghiului MOA va fi egală cu măsura întregului unghi MON supra 2. Deci egal cu 2x grade supra 2 egal cu x grade. De asemenea, tot din ipoteză știm că OB este bisectoarea unghiului POQ. Atunci și aici vom avea două unghiuri congruente. Este vorba de unghiul POB cu BOQ. Și măsura unghiului POB va fi egală cu măsura unghiului POQ supra 2, deci egală cu 2x grade pe 2, egal cu x grade. Din relația 1 știm că unghiurile MON și POQ sunt unghiuri opuse la vârf. Asta înseamnă că dreapta NP intersectată cu MQ va fi punctul de intersecție în O. Deci, cu alte cuvinte, punctele N, O și P vor fi puncte coliniare. Deci, înseamnă că măsura unghiului NOP va fi egală cu 180 de grade. Pe de altă parte, să vedem măsura acestui unghi NOP din cine este formată. Deci măsura unghiului NOP este egală cu măsura unghiului NOM plus măsura unghiului MOP. Dar MON am văzut conform relației 2 că este egală cu 2x grade plus măsura unghiului MOP. Din aceste două relații rezultă faptul că măsura unghiului NOP egală cu 2x grade plus măsura lui MOP, adică egal cu 180 de grade. Să calculăm și măsura unghiului AOB care ni-l cere în problemă. Unghiul AOB este format din unghiul AOM plus unghiul MOP plus măsura unghiului POB. Egal cu AOM, am văzut că are x grade, deci x grade plus măsura unghiului MOP și de asemenea POB este tot x grade.
egal cu x plus x ne dă 2x grade plus măsura unghiului MOP. Dar conform relației 3, 2x plus MOP este egal cu 180 de grade. Deci înseamnă că această sumă este 180 de grade. Deci, cu alte cuvinte, unghiul AOB este egal cu 180 de grade, adică este un unghi alungit. Deci răspunsul la problemă este D-ul. Iată și următoarea problemă. În figura alăturată este reprezentat triunghiul isoscel ABC de bază BC. Unghiul A are măsura de 30 de grade, AB are lungimea de 4 cm, iar punctul D este mijlocul segmentului BC. Deci BD egal cu DC, congruent cu DC. Să calculăm distanța de la D la dreapta AC. Să vedem și rezolvarea acestei probleme. Construim BF perpendicular pe AC. Atunci înseamnă că se formează triunghiul ABF cu măsura unghiului F de 90 de grade. Dar știm din ipoteză că unghiul A are măsura de 30 de grade. Atunci, înseamnă conform teoremei unghiului de 30 de grade, cateta opusă unghiului de 30 de grade, deci este vorba de BF, are lungimea egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei. Ipotenuza în acest unghi este AB supra 2, deci egal cu 4 cm pe 2, egal cu 2 cm. De asemenea, să construim dreapta DE perpendiculară pe AC. Dar și BF este perpendicular pe AC. Asta înseamnă că dreptele BF și DE vor fi drepte paralele. Să construim și BM perpendicular pe BF. Cu punctul M aparținând dreptei DE. În acest caz înseamnă că măsura unghiului FBM este egală cu 90 de grade. Mai departe, am văzut faptul că BF și DE sunt drepte paralele, atunci se vor forma unghiuri alterne interne. E vorba de unghiul BFM, care va fi congruent cu unghiul FME, BFM, acesta, congruent cu FME, ziceam că sunt unghiuri alterne interne, cu secanta FM. Să ne încadrăm în triunghiurile BFM și în triunghiul EMF, în care știm că unghiul B este egal ca măsură cu unghiul E, amândouă au 90 de grade din construcție, FM egal cu FM, e vorba de același segment, deci este vorba de latură comună. Unghiul BFM
este congruent cu unghiul FME, am arătat în demonstrație, fiind unghiuri alterne interne. Rezultă, conform criteriului de congruență ipotenuză-unghi, că cele două triunghiuri sunt triunghiuri congruente. De aici rezultă congruența laturilor BF cu ME. Am văzut că BM l-am dus perpendicular pe BF din construcție. De asemenea, am arătat faptul că BF este paralel cu ME din demonstrație. Rezultă atunci, din amândouă, că ME este perpendicular pe BM. Deci rezultă că măsura unghiului BMD este de 90 de grade. Să ne încadrăm în triunghiurile BMD și în triunghiul CED, în care știm că unghiul M are măsura egală cu măsura unghiului E, egal cu 90 de grade. Am văzut în demonstrație. De asemenea, că BD este egal cu DC din ipoteză, pentru faptul că D este mijlocul segmentului BC, unghiul BDM este congruent cu unghiul EDC ca fiind unghiuri opuse la vârf. Deci acestea două unghiuri sunt unghiuri opuse la vârf, iar BD, segmentul BD, congruent cu segmentul DC. Din acestea rezultă, conform criteriului de congruență ipotenuză-unghi, că cele două triunghiuri BMD și CED sunt triunghiuri congruente. Asta înseamnă că DE va avea lungimea egală cu MD, adică egală cu tot segmentul ME supra 2. Dar știm că ME este egal cu BF, adică egal cu 2 cm. Din ambele rezultă faptul că DE va fi egal cu BF supra 2, adică 2 supra 2, egal cu 1 cm. Dar știm că DE este perpendicular pe AC. Asta înseamnă că distanța de la D la AC este chiar egală cu lungimea segmentului DE, adică egală cu 1 cm. Deci rezultatul la această problemă este punctul B. Cei doi copii vă propun să rezolvați următoarea problemă și vă mulțumesc pentru ajutorul acordat. În acest material s-au folosit numai noțiuni prevăzute în programa clasei a 6-a. Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!